Bun venit la probleme tehnice, anime-ul. Da, așa, bun venit la probleme tehnice. Eu sunt un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Astăzi o să facem fix asta. Avem multe, multe știri, multe, multe probleme tehnice care tot nu s-au rezolvat. Hai să începem. Bun venit, dragilor, în mod oficial la SRL. Hai să dăm un pic de muzicuță ca să nu fie așa de plictisitor, să zic așa, background-ul, și s-au zis numai vocea mea sau poate și alte voci. Oh my god, de ce mi-au pușcat în ureche muzica, nu știu ce face asta de fiecare dată, but, da. Anyway, bun venit, dragilor, sper că nu m-am blocat încă. Bun. Avem o draie de știri, astăzi facem, da, Orban, nu facem după anime, pentru că Raul are o draie de treabă de mai astăzi sau astăzi nu, dar ce știam, uite, nici n-am atins nimic și m-am blocat, de ce m-am blocat, n-am nici mai vagă idee, pentru că de data asta luminile care de obicei mă luminează sunt acolo, sunt pe puterea lor, nu mai au treabă cu mine personal, sau, I don't know, nu știu. Anyway, cum ziceam, astăzi nu facem după anime, dar facem poate după anime joia, după ora de anime. Sau dacă mai aveți impresii despre sezonul ăsta de anime sau whatever, you know, lăsați-le în comentarii și o să le discutăm joi. Ce o să facem joi la ora de anime? Well, o să fie o surpriză, pentru că n-am mai făcut de mult o oră de anime unde efectiv n-am știut ce fac, pentru că de obicei anul ăsta am avut o draie de postări și chestii din Japonia de pus. Sau ăsta e primul sezon unde ne întoarcem și facem ceva. O să facem ceva împreună cu voi săptămâna viitoare, dar astăzi ajungem la zi cu știrile. Săptămâna viitoare e posibil ca pe vineri să nu avem știri, sau e posibil ca săptămâna viitoare vineri să ne jucăm un joc JoJo's. O să vedeți, o să fie foarte interesant. Și o să vorbim poate despre JoJo's, pentru că am idei, că altfel nu am cum să le descriu, am idei și gânduri și chestii de genul în capul ăsta, right? So, dragilor, bun venit la SRL, hai să începem cu da orba, dacă nu știu cum funcționează da orba, e foarte simplu, trecem mai repede repeșor prin anumite știri, anunțuri și trailere. Ne pasă bani, ne pasă urlă, you get it, right? Ați mai făcut chestia asta, voi puteți să faceți live în chat. Da, în marți sau ce știe câți o să fiți azi prezență, da, dacă nu sunteți prezenți live, mă știu să dați like-uri și subscribe. Nu am verificat dacă se luminează chestiile alea pe YouTube, but whatever. Începem cu primul anime care îl vedeți voi. Fain, frumos acolo. Da, apropo, am anunțat că de-aia îl facem marți și îi postat miercuri, am anunțat ieri pe cel de Discord că nu o să fac, just, am avut o zi foarte încărcată emoțional, am zis că nu are rost. Începem cu acest prim anime care e bazat pe un light novel care s-a anunțat. E scris de Nazuna Miki, light novel-ul, cu numele Mutuare Nakata Murabito A Kizoku ni Hiroware Te Dekiai Sareru Ueni. E light novel și o să primească un anime. Light novel-ul a fost anunțat în 2023, lansat. Și urmează să aibă o adaptare anime. Nu știm tare multe detalii din păcate, but, you know, e fine, e whatever, I don't care really for it, pentru că e un alt isekai cu un protagonist și o tipă care să fie gardian, so who cares, zic eu. Right. Acum tu poți să ai poate o altă părere, but din punctul meu de vedere, who
cares? Hai să mergem la următorul anunț, că mai avem anunțuri, avem câte una, două, da, încă două anunțuri înainte să trecem iarăși la trailere. Trailere și iar m-am blocat. De ce de aia? Și hai să trecem la următorul, right? Următorul se arată cam așa. Bun, da, după cum vedeți, o să aibă un anime 2024, da, după cum vedeți, e cu vampiri. Se numește Vampire Dormitory în limba engleză. E un manga de data asta care urmează să aibă anime în 2024. Avem acel visual care e ok, it's fine, but ce e mai interesant din punctul meu de vedere e studio. Studio este Studio Blank, iar regizor e iar un regizor foarte interesant pentru că a făcut niște animeuri care îmi plac, cum e Smile Down the Runway, el e regizorul, Nobuyoshi Nagayama, da, și el a mai făcut și Ayaka și Happy Sugar Life, care, you know, mix and match cum îți dorești, cum crezi. Și again, nu știu dacă îi efectiv trebuie să-mi trimit laptopul la service că îți futute USB-urile, ori trebuie să-mi reinstalez poate Windows-ul, aia cred că e mai degrabă toată chestia și, you know, sau să-mi iau efectiv un alt webcam care să nu put așa afară. Compozitor de serie și scenarist este Toko Machida, care a lucrat la un anime bun și două orele, Smile Down the Runway, of course, și celelalte două, Bun venit Antonia, sunt Fuka și Boruto, you know, because, of course. Designer de caractere, Naomi Tsuruta, care a mai lucrat ca la animații pentru Pokémon Paladin Wings, so, you know. It's fine, it's not great, not terrible ca și idee, iar o tipă care nu are familie, trăiește pe străzi deghizată ca un băiat și dă peste un otak vampire care e interesat numai de fete 2D. E o comedie romantică, right? Deci vă imaginați cât de excepțional poate să fie în unele cazuri, but e ce e. Vreau să văd un trailer pentru că de multe ori animeurile de genul pot să fie foarte slăbuțe și not that great, alte ori pot să fie super super faine. Bun, mergem mai departe să vorbim despre Shinzo Chisato Abe, pardon, care are un manga care urmează să primească o adaptare anime și avem un visual și pentru el aici cum se transformă într-o pasăre. Karasu wa Arugi o Era Banai, e un novel, carte, și primește un anime în aprilie. The Raven Does Not Choose Its Master, e numele în limba engleză, e despre mitologie estică, asiatică. So, you know, sunt le chestii care probabil o să le mai vedem, cum probabil ați mai auzit de cuvântul Yatagarasu, pentru că mai sunt animeuri și manga-uri cu această Yatagarasu și Yamagami și tot felul de chestii de astea din erele trecute japoneze. But yeah, again, astăzi cred că așa o să fie tătă ziua cu o draie de blocaje video. De ce? Nu știu, again, efectiv nu știu ce să vă zic, că nu știu de ce face chestia asta și încerc să-mi dau seama și nu dau seama. But face ce face și aia. Bun, de la mine ăsta are un ok, pentru că just până nu-l văd, nu am cum să vorbesc despre el tare, tare multe. Mergem mai departe, exact, e de la fame, e de la faptul că nu mai dați subscribe pe Twitch. Sunteți prea puțin subscriber pe Twitch, sunteți atât de departe acum de 25 că nu vă vie să credeți. Anyway,
Următorul se arată cam așa și sunt foarte curios de asta, pentru că îi Yakuza Fiancé Raise wa Taninga I. E un manga care primește o adaptare anime, e un manga care a fost nominalizat la o droaie de premii și you know, a fost urmează să aibă o adaptare. Manga a fost inițial lansat în 2017, are al cincilea volum tradus în engleză care a ieșit luna asta în octombrie 24. E vorba despre o tipă care a crescut ca o prințesă a Yakuzei, unei familii, right, de Yakuza, și toată lumea o lasă pentru că are, you know, legăturile astea cu mafia și are o privire foarte străpungătoare și, you know, tot se întâmplă chestii în familia ei și, you know, Yakuza, până bunicul s-o pune un trus cu o altă familie de criminali și o dă, cum îi zice, ca și nevastă unei alte familii ca să fie pace între cele două familii de crimă, right? Și acel tip se numește Kirishima, tipul pe care îl vedeți în acel visual dacă vă uitați pe YouTube sau pe Twitch. Again, e o poveste ok, am mai văzut povești similare dacă te uiți la drame japoneze, dacă te uiți la tot felul de chestii genul, probabil o să mai regăsești povești foarte similare. Vreau să văd ca anime unul la mână calitatea lui când o să iasă animeul, dar și un trailer proper unde să ne dăm seama cam care e faza cu el, right? Și ce ton are, cât de comedic, cât de serios, cât de întrei și așa mai departe. Corect, e un, nu e foarte, singura chestie spooky, I guess, legat de livestream-ul ăsta de Halloween și de luminație și așa mai departe, că, you know, și este și ziua morților români, în România, e efectiv faptul că mi se blochează webcam-ul când vrea el. Când, nu știu, dar probabil o să-mi ziceți voi. Bun, alea au fost anunțurile, hai să mergem la trailer. Nu știu ce ori mai există anime-ul ăsta, efectiv nu știu de ce Signal ND le dă bani acestor oameni. Îmi pare rău Mamoroshi, îmi pare rău Junji Nishimura, dar fuck off right now, just stop it. What the fuck are you doing? Mizeria asta de anime, The Fire Hunter sau Hikari no O, primește un al doilea sezon. De ce? I don't fucking know. Again, îl iubesc pe Junji Nishimura. Au făcut Ranma, au făcut, Vlad Love, True Tears, nu-mi place neapărat. Under, You're Under Arrest, iar, again, e filmul... un film care nu l-am văzut, so I don't care for it, dar pentru Ranma și Vlad Love mi-au plăcut anime-urile alea și iar m-am blocat. You know, faptul că el s-a pus împreună cu Mamoru Oshii, că, you know, Mamoru Oshii care Ghost in the Shell, Jinro, Blood, The Last Vampire, Vlad Love, au făcut tot felul de chestii. Right, again, nu mă întrebați de ce se blochează, că n-am nici mai vagă idee, setup-ul încă ar trebui să fie mai ușor pentru webcam, pentru că acum am scos luminile direct din ută. Like, acum de ce s-a blocat? De ce s-a blocat acum? Nu înțeleg, I don't get it, nu mă întrebați, că efectiv nici suflu către se blochează, zici că uneori. Exact, se duce webcam-ul la înviere, lasă, e posibil să-mi iau un altul. Numai că multe la care m-am uitat, bă, să chinezării de alea dubioase și nu-mi plac și n-am încredere și multe sunt exact aceleași ca data trecută când mi-a luat webcam ăsta și nu mă încântă. Anyway, avem un trailer pentru anime-ul ăsta care a fost efectiv o mizerie neterminată, unde am avut, cum îi zice, just JPEG-uri, background-uri neterminate, CGI vai de el, a fost
un dezastru, că n-am cum altcumva să-l numesc decât un fucking dezastru anime-ul ăla. Știți foarte bine că i-am dat 2 sau 3 sau 4, ceva e genul ăla. Ăsta-s just, oh my god, absolut orific, right? Știți că eu, dacă e până acolo, eu vă zic, cum îi zice, că bă, e foarte rău anime-ul, right? Like, și știți că eu sunt omul care să fiu mai ok cu notele, pentru că notele mele tăte încep de la 10. So, când avem un anime de genul just, uff. Anyway, într-un minut începe 3 minuti de ad-uri, so hai să ne uităm la trailerul ăsta înainte să înceapă acele ad-uri. Ca să suferiți mai mult, nu de alta. Right? Secretele lumii. Mi-e foarte, foarte greu să numesc ăsta anime, pentru că just nu e animație. Și ce am văzut în trailerul ăsta pare exact aceeași prostie de animație, foarte prost, dacă există animație, just oribil. Anyway, puteți vota dacă vreți, dacă nu vreți, aia e. Just suffer, efectiv suffer, right? So, yeah, no, not great, really, really not great deloc, cum îi zice, numai existența acestui anime, da, păi, restul, right? Bun. Hai să mergem mai departe la următorul anime, să vorbim despre îngeri, right? Pentru că trebuie să vorbim și despre niște îngeri. Am vorbit și data trecută de îngeri, dar de data asta e vorba despre altceva. Da, a zis bine, e vorba despre altceva. Well, un pic mai altceva. So yeah, bun, așa, The Foolish Angel Who Dances With The Devil e un anime care nu cred că are legătură cu nimic din titlul ăsta, pentru că just, you know, nu cred că are, but e un rom-com fantasy numit despre Masatora Akutsu, care îi un demon care vrea să recruteze oameni în liceu. Ca, you know, liceu are nevoie iadul de aliați împotriva îngerilor. Și dă de un înger numit Lily Amane, care, you know, just are o surpriză pentru el. iar m-am blocat, că of course I did. Bullshit. Anyway, yeah, se întâmplă, ea are surprize, el nu știe ce îl așteaptă. E un anime care urmează să iasă în iarna asta, so, yeah, no. Și compozitor de serie și scenarist și regizor la Children's Playground Entertainment, CPE, care nu sunt ok, în colaborare cu Găina, pentru că altfel n-am cum să îi zic, îi Itsuro Kawasaki, care a mai lucrat la The Yakuza's Guide to Babysitting și Cardfight Vanguard G-Next. Designer de caractere este Yuko Yahiro, care a lucrat la Kaguya-sama Love is War și Diabolic Lovers. Compozitor de muzică Takuro Iga, care a lucrat la Oshinoko și Fuka. So, you know, avem un trailer, hai să vedem acel trailer, să vedem cât de bun, de nebun este. Avem și subtitrări din fericire, care de data asta cred că o să fie mai bune, pentru că sunt direct din engleză în limbă română.
So yeah, hai să îi dăm o geană, right? Să vedem cât de mult se merită sau nu. Nu, no, de ce faci? なんだこりゃ。敵と気づかず悪魔の世界に勧誘するとはとんだ間抜けじゃん。なかなかいい反応じゃのう。あまり悪魔を舐めるな。この勝負勝つのは俺だ。よし、行くぜ。俺と付き合ってください。ごめんなさい。またやってるよ。騒がしくてごめんね。何このちびっこ。 小学生かと。イエスタジェス。この心を満たす甘酸っぱい感情。それってまさか恋なんじゃね。俺の体は一体どうしてしまったんだ。バレに協力してくれるか。さてどうする。ピコンギョスタ。What? Pare să fie un alt fel de Kaguya-sama. Oops, wrong one. De data asta a fost mâna mea. Pare să fie un fel de Kaguya-sama, just whatever. I don't... Mi greu să mă uit la asta, să zic, oh, ce anime bun, ce anime fantastic, oh, ce fain e anime. Pentru că pare să fie un trash comedy care exagerează foarte mult. Like, unless o face foarte bine, că altfel nu am cum să o explic, în momentul în care nu îmi țin ochiul dacă ăsta mere sau nu, să fiu închis. Gen... Animeurile de genul pot să fie foarte rapid de-a pula și slabe, în sensul de gluma poate să just veștejească rapide. So, vedem dacă se va întâmpla aia sau nu. Right. Bun, mergem mai departe la următorul, pentru că mai avem anime-uri despre care trebuie să vorbim. Hokkaido Girls are super adorable, e următorul anime. Dacă vreți să vedeți ambele trailere, pentru că de data asta avem două, văd că iar m-am blocat, o să vă recomand să intrați pe serverul de Discord. Uite cât de... acum mă blochez intenționat sau nu o să vedeți nimica, pentru că just efectiv nu știu ce are. Bun, să vedem dacă, nu știu, presupun că de foarte multe ori, încât să mă ascultați mai degrabă, adică să vă uitați la ecran la mine, right? Just... Anyway... avem două trailere de la Hokkaido Girls Are Adorable. La unul dintre ele ne uităm acum, la celălalt, dacă vreți să-l vedeți, o să fie pe serverul de Discord. Oricum, linkul la ambele o să fie pe serverul de Discord. So, you know, just la unul ne uităm aici live, pe live stream, right? Wait, avem ceva? Ah, bun, avem un pic de animație. E bine. Da, începem iarna. Yay! Bun. So, e un trailer ok. I don't really care for it, în sensul de nu prea pare să fie un anime super interesant și super fain, pentru că e un alt harem anime unde avem un tip care e popular că vine din Tokyo acolo. Ca și cum aș duce eu în Repedia și, you know, ar vedea cam număr de Cluj la mașină și ar zice, fai, e probleme. So, you know, bun, anyway,
Merită tare mult din punctul meu de vedere. Bun, hai să mergem la următorul, alright, pentru că mai avem o draie de, well, nu mai avem atât de mult gen, pe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, hai să vorbim despre următorul, care se arată cam așa. Woo, A Sign of Affection, e un anime, iese și ăsta în ianuarie, că dacă n-ar ieși, nu am povestit despre el. Right, avem un trailer de un minut, din păcate nu are subtitrări, but hai să vă zic just cam care ideea e, just e un tip care vrea să-i zică că îi iubește pe tipă și e un manga care a vândut peste 3 milioane de copii, so yay, hurra. Bun, hai să vedem trailerul, right? E un love story. Hai să vedem cât de dramatic și cât de comedic e, pentru că ori e rom-com, ori e just rom, fără com. Right. Oh shit! Avem tipă cu probleme de auz, care vorbește cu sign language. Ok, n-am mai avut asta de la A Silent Voice. So, hajimete ko iu hito ni atta. Shotaimen de watashi ni tomadowanakute. Also, e foarte CG forward anime-ul, dacă ați observat. Adică, dacă nu mă înșel, anime-ul ăsta e făcut cu CGI și desenat peste. Asta e prietenul din copilărie și tipul ăla o să fie de love inter... I see it now, I see. Eu și tipul e barman, ha? S-a îndrăgostit de el. Oh, e atât de adorabil! Oh, this is so adorable! Oh, e adorabil! Ok, listen, right? De multe ori anime-urile astea sunt greu de făcut cu un vibe fine. So, mă bucură tare mult că avem reprezentare de genul. Sezonul ăsta, dacă nu știați, am scris pe serverul de Discord, dar este o mică surpriză într-unul din animeurile din acest sezon. Și un anime la care nu știu dacă vă așteptați neapărat să aibă surpriza asta, să avem reprezentare a unor oameni cu handicap. Mă refer, avem o tipă care și-a pierdut picioarele, right? Deci avem o tipă cu ambele picioare amputate, care are proteze în loc. So, faptul că avem mai multă reprezentare de genul, right, aici avem ceva cu probleme de auz, ar fi interesant să avem o chestie de genul, poate și cu ceva care nu poate vorbi sau care să aibă probleme de văd. Like, aș vrea să văd mai multe chestii de genul, că mi se pare foarte, foarte adorat. Nu neapărat adorabil, dar mi se pare foarte adorabil felul în care dă speranță că există normalitate și pentru oameni cu deficiențe, right? Pentru că și ei sunt oameni normali și trebuie tratați cât mai normal și să aibă acces la dragoste, să aibă acces la afecțiune, să fie tratați
ca niște oameni și să nu ne tragem pe curs, să zic așa, să nu aibă și ei neapărat reprezentare. Știu că dacă ești orb, probabil nu o să te uiți la anime-uri, dar zic așa că de multe ori în viața de zi cu zi, cred că mulți dintre noi efectiv uităm de existența acestor oameni sau nu, right? Pentru că dacă nu-i vezi, nu interacționezi cu ei sau nu au reprezentanți cum e aici, just, nu-i pe mintea ta, că de ce ar fi chestia asta pe mintea ta, right? Bun. So, de la mine are un foarte mare da, e un trailer adorabil, cu un vibe foarte adorabil, cu, you know, hopefully o poveste faină, so, yeah. Bun, hai să mergem mai departe, să revenim la fantasy-uri, pentru că avem drag de fantasy-uri și isekai-uri despre care trebuie să mai vorbim astăzi. Printre care acest fantasy anime, ăsta e unul din cele două visuals, celelalte sunt de se uită foarte, you know, serios, și ăsta e ăla unde se uită foarte silly și shy. Numele lui este Archdemon's Dilemma, How to Love Your Elf Bride. Yes, e un anime care iese în 2024, e bazat după nume, vă dați seama, pe un light novel. Și avem un anime, avem staff-ul, pentru că studioul este Brains Base, regizor este Hiroshi Ishidori, care a lucrat la Rine, sezonul 3, Kiss Him Not Me și you know, încă un anime, probabil mai multe. Supervizator de animație, aparent avem și de ăla la anime-ul ăsta, bine, la orice anime, dar nu ne interesează, ăla ne interesează. Compozitor de serie și scenaristul, care este Aya Yoshinaga, care a lucrat la Crest of the Stars și Kurao Phantom Memory și încă alte animeuri. Designer de caractere este Mina Osawa, care a lucrat la Given și The Strongest Sage with the Weakest Crush și School Babysitters, right? So, dacă vreți, asta e foarte interesant, staff-ul foarte divers în proiecte, zic eu. So, hai să vedem care este faza cu acest anime. Avem trailer și știți cum funcționează, dragilor, pentru că hopefully sunteți destul de deștepți și dacă nu sunteți deștepți, ai ok, nu trebuie să fiți neapărat. Bun, hai să îi dăm drumul, right, să vedem care e faza. Cred că mă schimb e pe Chrome, pentru că just mă enervează în ultima vreme. Okay, so e tipul awkward, unul la mână, și își cumpără nevastă, care e un elf, și just aparent nu știe să discute cu ea, dar ea probabil o să știe să interpreteze ce zice el corect, adică dincolo de ce se putea interpreta greșit, și de acolo dragostea și cu greutate în inima mea mare pot să zic că ăsta e un anime pe care l-am mai văzut. Genul ăsta de animeuri le-am mai văzut, și fantasy și just straight up rom-com. Am mai văzut anime-uri de genul, am mai citit manga-uri de genul, just setting-ul e diferit. Premiza e exact aceeași. Ia, mi-e foarte greu să mă uit la asta, să zic că nu cunosc.
ここに座るのいい。ご主人様の仰せのままに。本当に座っちゃったよ。ご主人様、恥ずかしいです。見ればわかる。Vezi ce ziceam? Omul meu are intenții bune, dar zice și face lucrurile greșite și ea le ia cam așa. Nu pot să interpretez așa Bing, pentru că și animeurile alea sunt exact la fel, pot să zic și de alea. So, it doesn't really count. Again, probabil o să mă uit la el, pentru că pare destul de drăguț și adorabil și probabil nu o să fie animeurile alea despre care am mai vorbit, că există, care sunt exact la fel, să iasă. So, aia e. Bun, următorul anime e despre tortură, yes, daddy, și se arată cam așa. Da, e un anime foarte serios, după cum vedeți de pe acel visual. Se numește Please Time for Torture Princess, sau în limba japoneză Hime-sama Gomon no Jikan desu. Avem staff, avem studio Pine Jam, regizor este Yoko Kanemori, care a mai lucrat la Inches Megas Bride și a regizat ceva episoade de Attack on Titan. Alături de el, compozitor de serii și scenarist, este Kazuyuki Fudeyasu, despre care am mai vorbit, că a făcut atâtea chestii de numai care au făcut, de exemplu, o lucrare la That Time Ago, The Reincarnated as a Slime, despre care o să vorbim mai târziu, de spin-off, Dropkick on My Devil și In the Land of Lydale. So, you know, staff-ul, eu zic că e unul destul de decent, dar hai să vedem dacă și anime-ul e destul de decent sau e just o comedie stupid de ridicolă despre o tipă care e torturată că nu poate să mânce toate cele mai adorabile și cele mai bune fucking chestii, right? So, yeah, nu știu dacă e un Maru-chan, hai să vedem dacă chiar e un Maru-chan într-o altă lume sau nu. たとえこの身を焼かれ焦がされたとしても私は沈黙を貫く。無駄だ、王国の秘密を焼く。No, okay, so de ce o torturează pe prințesa Peach aici? I don't get it. ピアスと話すことは決してない。姫様にはこれから毎日拷問を行います。ah, okay, m-am prins. Deci, tipa asta e o prințesă, dar ca orice om are o afinitate spre ptită proaspătă, cu pătă, și dacă nu zici cu pătă, nu zici bine ptită. Și, of course, she can be bribed, adică poți să-i dai un pic de ptită proaspătă și cașcaval și o să zică toate secretele. So, obviously, că merge la Demon Lord să o antreneze ca să fie o conducătoare care să nu tădea din gură numai la ideea de văd pită, văd că ceva îmi zice, aud că ceva îmi zice, îți dau pită dacă îmi dai toate secretele și să nu fac asta, right? Aia e toată premisa acestui anime. Ce ești ala? Și ăștia care stau și mâncă și îi dau, cum îi zice, tot felul de lecții de astea ridicole, right? Again, poate să fie ok anime-ul ăsta dacă face ceva cu premiza asta și merge mai departe, dar e foarte posibil și să devină foarte repetitivă și după efectiv primele două episoade. So, vedem.
But ăsta iese în ianuarie, la fel ca și următorul anime despre care vorbim, dar următorul e despre fetițe magice. Da, am vorbit despre el, vorbim din nou despre, și o să mai vorbim despre el probabil până iasă animeul ăsta. I admire magical girls and, you know, e despre o tipă care iubește magical girls, dar se transformă într-o antagonistă și place să fie bătută și năucită de acele magical girls, pentru că that's her fetish, baby. Gushing over magical girls e în limba engleză traducere mai decentă. Maho Shoujo ni Akugare te îi în japoneză. Avem un trailer, noi am mai vorbit despre anime-ul ăsta când s-a anunțat inițial. So, hai să vedem ce anime are omul nostru care a mai lucrat ca scenarist la Tool of Ru. So, avem aici un nou trailer full de 1:40. So, hai să dăm o geană. Hai să vedem care e faza cu anime-ul ăsta, right? Pentru că sună foarte fucking ridicol, right? Hira Yutena, kimi ni wa erabareshi chikara ga aru. Watashi ga. Oh my god, am uitat care designul ăla cu stele pătute. Chikara te iu no wa oku no soshiki no onna kanbu no chikara da yo. Ma tou shoujo prismachia. Koko ni sanjou. Kono kihai. Transmachia. Soko made da yo. Aku no soshiki genoru mita. No, 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 no. Când zici tu că trebuie apreciat, e clar că ceva e greșit cu anime-ul ăsta, pentru că voiam să zic și așa că zici că anime-ul ăsta s-a uitat la Madoka Magica și a luat toate, cum îi zice, lecțiile greșite. So, și o să vorbim despre Madoka Magica mai imediat. What the? Stai, nu, 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 just, ce-i designul ăla, de ce are tanga la șolduri, trebuie să, oh my god, ce-i cu designul ăsta absolut fucking oribil, oh, unic, la dracu-n pra, ăsta e un loli made, ca antagonist, what the fuck, well, măcar nu arată o țâță, so, W, boys, avem o tipă care e minoră și nu își arată nici lingicul, nici sfârcul. So, W pentru Neroaria. Neroaria. Transmagia. Și ce-i cu monstru la BDSM? Like, that's just straight up BDSM plantă. Planta BDSM. What are we doing? Sexualizing children, minors. No, no, no. No, 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 no. No, 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 fucking disgrețos, like, nope, nu ne uităm la asta, nu o să mai discutăm despre anime-ul ăsta, nici când iasă, nici după ce iasă, nici înainte să mai iasă, just, nope, automat, just, nope, nu, n-ai de ce să mai vorbești despre astea, just, oribil, disgusting, nașpa. So, hai să vorbim un pic despre formule în viitor și aici mă refer la racing, nu la matematică, you know, nu prea îmi pasă de chestiile alea. High Speed Etoil e un anime care iese în aprilie. So, hai să vedem ăsta, să vedem ceva mai normal.
Sezonul ăsta avem Overtake, care are Formula 4, dar ăsta vrea să meargă în viitor. So, hai să vedem care e ideea lui de viitor. Ok, CGI. Oh, dar de ce arată CGI de VTubers? Oh-oh, I do not like that. Nu îmi place animeurile cu animație de VTuber. Again, no offense to VTubers, dar dacă tot folosesc CG 3D și animație digitală, ar trebui să poți mai mult decât asta. Ce nume? Rindorin. Lindor. Oribil, oribil, oribil. Nu-mi place nimic din ce văd. N-are fucking sens. Cu cât stau și mă uit și mă gândesc mai mult la anime-ul ăsta, nu-i văd sensul. Ok, King LOL, așa-ți pui sponsorii ăsta, YoStar și King Record, de la care folosești muzica. Ok, hai să ne luăm ca idee, right? Ideea, de exemplu, la Formula 1 e că trebuie să fie o mașină cu cât mai puține părți, ca să fie cât mai rapidă, cât mai jos la pământ, cât mai whatever. Right? Și de-aia ăștia poartă cască și acele chestii pe ei. No, hai să ne uităm un pic aici la mașină. Right? Da, e un fantasy sci-fi, sci-fi mai degrabă. Unul la mână. Tipa asta poartă fucking armură de mecha. Right? Pe ea. Like, de ce are nevoie de metalul ăla? I do not fucking know. I don't get it. Asta e greutate în plus, degeaba. Right? So, I don't get chestia cu de ce are urechile de mâță, că nu-i nevoie, că n-au niciun efect aerodinamic. Designul la mașină iar n-are niciun, absolut niciun fucking sens, right? Cum ziceam, de exemplu, și dacă e pentru securitatea, siguranța piloților, right? Dacă la cineva îi zboară o roată și fute una la sticla aia sau plexiglasul ăla, ăla din spate moare, pentru că intră în el. I guess de-aia are sens că are armura aia. Just dă jos armura. Și nu mai ai nevoie nici de armură, nici de plexiglasul ăla care probabil cântărește câteva chile bune. Like, it just, e un design stupid de dragul de arta futurist, dar e efectiv fucking degeaba, right? Just, I don't get it. Și ca design de mașină, weak sauce, are chestia de, like, nimeni, just, spoilerul ăla din spate, n-are niciun, again, nu mă pricep eu neapărat la aerodinamică și la căcaturi de genul, dar mașinile astea par vai de ele ca design și just, hai să facem ceva ce pare cool, right? Inspirat de F-Zero și chestii de genul, bă, dar la F-Zero avea fucking sens, era în spațiu, nu puteai să respiri, de-aia aveai geamurile alea. Aici, de ce au cască, right? De ce au cască? Ești în cockpit, ca la avion. De ce ai cască dacă ești în cockpit? Ce zic, așa, ca și idee. Bine, în teorie, mai ales dacă e în viitor, right? Viitor, poate n-ar mai trebui să ai cască, că atât e sigură de aia, ai plexiglasul, să nu mai ai cască. Anyway, I don't get it.
It just e ridicol și nu pare să prindă sau să explice neapărat esența animeurilor foarte bine, în sensul de și Overtake, cum ziceam, are CGI. Știți că are CGI, e whatever. But ăla știe ce face și știe cum să cuprindă efectiv ideea asta de de care e faza cu fucking Formula 1, right? Ăsta nu pare să aibă asta, pentru că nu pare să aibă o draie de chestii oarecum bine gândite. Anyway, mergem la următorul trailer, care se arată cam așa. E un nume foarte stupid, Bang Brave, Bang Bravern. E unul dintre cele mai stupide nume pentru orice tip de mecha show. Și păcat, pentru că e un original anime care urmează să iasă în iarnă, right? Dar just are cel mai stupid și idiotic nume, right? So, avem un trailer de 1 minut și 15 secunde. Hai să vedem care e faza cu el și dacă se merită, right? Pentru că aia facem noi aici. Bun, Bang Brave, Bang Bravern. Aparent e o chestie. ヒーローになりたかった戦闘機のパイロット戦車の操縦士スペシャルフォースのオペレーターそのどれもクライシスこれが俺がなりたかった北のストライドのパイロットだタイタン2シンガー11アメリカ海兵隊第3海兵衛星軍ルイス・スミス少尉ライダル5、次弾に警戒せよ了解、陸上自衛隊特殊機構軍青勇三等陸尉俺たちの出会いは運命だったむせ返る血の匂い Oh my god, he was G.I. on that 生き残れ Like, no, să nu mă înțelegeți greșit, că nu ルイス・スミス少尉No, mă, de ce nu pui... 次弾に警戒せよ urăs, nu știu ce-a făcut Chrome-ul în ultima vreme, dar efectiv așa fute afară. Deci să nu mă înțelegeți greșit, nu e neapărat un CGI oribil, că nu se apropie nici de ăla de Nier Automata ca și calitate proastă, right? Pentru că arată destul de ok, numai liniile sunt kind of grose, right? La animație, se vede că a fost pe nimic și după aia puse. So... Again, e ok CGI-ul ăsta, dar design-ul e unul foarte straniu iar la mecha, pentru că nu pare nici fain, nu pare nici utilitar cum e în Ballbuster din sezonul ăsta. Just... Vezi? Vezi ce zic? Ore tachi no deai wa unmei datta. Musekaeru chi no nioi, chitte iku inochi. E foarte straniu. Also, de multe ori animeurile astea când CGI de genul, cum vedeți aici, right? Luptele se întâmplă în cele mai pustie fucking locuri pentru ca să salvezi bani să nu trebuiască să desenezi tot fel de chestii în jurul lor. So, și aia e foarte... Also, ce cu beșinile alea acolo în spate? Like, vedeți? Like, nu-s flăcări, nu-s ăsta, el zboară pe hopes and dreams, cumva, ca să lovească. Just, again, e foarte păcat pentru că e efectiv un anime original care merită poate un pic mai mult timp, un pic mai multă atenție, un pic mai multă dragoste, un pic mai multă de tăte. Și just nu primește și păcat că nu primește, pentru că ar merita orice anime mai mult. So, you know, whatever. Mergem mai departe la Tsukimichi Moonlight, care primește un al doilea sezon.
Moon Knight Fantasy, așa, avem un nou trailer pentru ce urmează să iasă în ianuarie. Ăsta pare să fie un isekai care e destul de decent și bunicel. Avem un trailer exclusiv pentru serile, pentru că trailerul ăsta e nelistat acum pe YouTube. So, you know, șmecherie, Rauli șmecher și vă dă cele mai exclusive trailere. Isekai no 2 no yusha Izuko Kana. Well, dintr-o dată e foarte serios și urlând, so... Asta e voce de yandere. Nu-mi place că aud voce de yandere. E un semn rău când auzim voci de yandere, right? Sau actrițe care joacă yandere. So... デリ。会えるのは一体いつになることやら。ミオさん、私と一緒に来てくれ。ソクト。トモエさん、あんたの力を貸してほしい。おお、怖い、怖い。死になさい。皆殺しですね。 Da, măcar la explozia aia a fost animația bună, so. Dai-nimacu. Unde contează are animație bună anime-ul ăsta? Cred că de aia e și oarecum bine primit, pentru că, again, are multe elemente foarte isekai și pe care le-am mai văzut. Se ia foarte în serios când trebuie, dar singura chestie care cred eu că îl pune deasupra la multe alte isekai sezonale e că atunci când chiar contează, animația e bună. Când contează, obviously, când ai scene de acțiune bombastice, so... You know, bun, așa. So, you know, that's something, I guess. Bun, hai să mergem la următorul, care este Burn the Witch 0.8. Again, I don't get it. Nu mă întreba de ce iasă 0.8 pe 29 decembrie, că I don't get it. De ce am primit un prequel la ceva ce... Nu știu. De ce pula calului ne-a dat 6 episoade să iasă cu totul din prima? I don't know, man, I don't get it, but you know. Subaru Kimura, care a fost în reboot-ul, sezonul nou de Takeshi's Castle, aparent o să fie și în acest anime, ca Shelby. Hai să vedem trailerul pentru 0.8, să vedem care e faza. Again, mie mi-a plăcut Burn the Witch când a ieșit cu acele inițiale animeuri, but hai să vedem de ce ne dă un 0.8. Care e faza cu acest 0.8? De ce 0.8? Nu neapărat că înțeleg cum funcționează lumea asta, pentru că, again, e foarte prost explicată chestia. Păi inversul la Bleach e pe lumea aia. I don't get it. Ok, nu mă întrebați care e legătura cu Bleach, că aparent e din aceeași lume, dar nu chiar. E just invers. I don't know. E... Nu știu. Hai să vedem. Ca în Harry Potter, right? It just
e foarte straniu. Suni și mergi în reverse London. Și nu numai, dar mai înainte, just, I know I'm a nitpicky asshole, right? Vedem pe tipa asta în centrul Londrei. Vezi oamenii în jurul ei, right? Vezi că bagă aia, just, up, se duce jos și unde i-a dispărut toată lumea? What happened? Când s-a schimbat aia, dintr-o dată chestia a devenit invizibilă, like, noi de ce vedem chestia aia? Nu s-ar uita nimeni să zică, vai de pula mea, what the fuck is happening? De ce nu s-ar uita? Aia e întrebarea. De ce nu s-ar uita ceva să zică, vai de pula mea, what the fuck is happening la chestia asta, right? La fel ca la chestia cu Harry Potter. Aia încercam să-mi amintesc. Unde ăia să slam în pula mea în perete. Ceva la un moment dat trebuie să vadă. Și să facă la fel. Like, sunt le chestii care just, mă, un pic mai mult efort în pula mea. Pune un pic mai mult efort în ce faci. Just. Na, anyway. ニーハ。フォンゲートまで戻る暇ないでしょ。コインゲートで行くよ。サーベルズに昇進するんだから。私たちリッチは人間とドラゴンをつなぐために存在してるんです。 Again, I don't get it. De ce trebuie să avem acest prequel, right? Pentru că încearcă oarecum să-ți explice care e faza cu Reverse London, dar ți-o explică în trailerul ăsta, sunt curios dacă intră mai în detalii în proper 0.8, dar momentan e just foarte fucking confusing, like, what the fuck, right? Just, what the fuck, aia e singura chestie. Da, probabil o să mai apare trailer, o să mai apară trailere, dar eu momentan sunt foarte confuz, like, de ce? De ce avem toată chestia asta? De ce nu putem să avem altceva, right? E straniu, aș vrea să văd alte trailere, să văd cum îi zice care e faza proper cu 0.8 sau de ce poate crede că e nevoie să existe acest anime, pentru că eu nu văd, efectiv nu văd necesitatea lui, right? Pentru că știm că tipele o să supraviețuiască. Deci nu e ca și cum o să fie o fucking surpriză, pentru că, right? Anime-ul ăsta urmează să iasă, cum îi zice, după ce a ieșit ălalt, unde știm ce se mai întâmplă, like, e un prequel. Like, nu e suspens aici, nu e whatever, right? Legat de anime-ul ăsta. Sunt foarte, foarte curios cum se justifică. Like, e foarte stupid. De ce nu face un restul de Burn the Witch? I don't know, o continuare la Burn the Witch. Vreau să văd care e faza. No. So yeah, nu știu, eu sunt foarte confuz de nevoia acestui anime de a exista momentan, right? Pentru că, na. Bun. Hai să mergem mai departe la următorul anime care e foarte românesc și urmează să iasă peste o lună, pentru că, you know, e românesc filmul Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, care are un nou trailer. So, hai să vedem care e faza cu el, right? Cu acest Knapsack Kid, pentru că am mai văzut trailere, am mai discutat despre el. Dacă nu l-ați văzut anime-ul ăsta, vă recomand să faceți, că e foarte bună toată seria, right?
So, hai să îi dăm o geană. Bun, bun. Așa. Kaede ga genki ni natteru to harashitara, aitai to itte na. Kaasan ni aitai ka? Aitai. Omedetou, Mai-san. Sakuta to kou yatte issho ni kaeru no mo kyou de saigo ka? Mata 4 nin de issho ni sumeru you ni naru kamo na. Ok, so, după ultimul film, vedem că ăștia au o viață bună, o viață drăguță împreună. Și urmează să vedem. Yep. Piesa e așa un meme și not un meme în același timp. E wild faptul că piesa asta a reușit să continue încă să se mențină în ziua de azi. Like, nu știu să spui. あ、ずさが逃げ出してきたんでしょ。居心地のいい可能性の世界に。僕のままよ。ない。マイさんも、小賀も、双葉も、豊浜も、楓と楓も、牧之原さんと翔子さんも、みんな自分で乗り越えたんだ。さくた、じゃあ手伝ってあげる。 Ok, pare să fie o draie de time travel fuckery. Îs confuz complet. Nu mă întrebați să vă explic. Și dacă ne ascultați în varianta audio, care e faza cu anime-ul ăsta? Că nu pot. So, you know, că nu, just nu am, like, ce-am văzut acolo poate să fie efectiv un bait and switch și să fie o chestie genul ha-ha, te-am prins sau, you know, just pare că am mers la începuturile unde a început primul sezon. So, numai că de data asta nu mai vede nimeni, so, îs curios care e faza cu acel Napsa Kid, ce legătură are cu Mai și dacă e aceeași persoană sau nu și care e lecția pe care trebuie să o învețe aici, pentru că întotdeauna este o lecție și o chestie oarecum filozofică. So, you know, de la mine are un da. Mergem mai departe la un anime care vă zic de pe acum că o să aibă un or de la mine, pentru că e Aono Exorcist sau Blue Exorcist, care are un nou sezon cu Shimane Illuminati Saga. Avem un nou trailer cu piesa de început de la un Naver și hai să vedem care e faza cu aceste 30 de secunde. Da, numai 30 de secunde primim de trailer, which is fine, like, e ok, but right, te aștepta poate la un pic mai. Yoshi, iku zo! Unde să mergem? Ok, muzica, acțiune. And that was it. Well, Shimane Illuminati Hen. Okay, that was it. So that was it. Okay. Well, e un trailer care pentru mine nu face tare multe, pentru că nu mi-a arătat mai nimic în afară de acțiune și acțiunea aia pentru mine, ca ceva care nu a văzut anime-ul, again, nu-i neapărat vina trailerului în sine chestia asta, dar eu, ca ceva care nu a văzut anime-ul, n-am niciun pic de fucking context legat de what the fuck any of that was, so de la mine, cum am zis, la început trailerului are un mare ori. So, hai să vorbim despre ceva mai slimy. Ajuns la ultimele 4 știri de astăzi. Să vorbim despre spin-off-ul la slime. The Time I Got Reincarnated as Slime, 2 puncte,
Colossus Dream. Avem trailer, am mai vorbit despre asta când s-a anunțat și când o mai și cu trailere. So, hai să vedem care e faza cu el și dacă e nebun sau foarte nebun sau cel mai nebun sau care e faza. Ok, începem cu opening-ul, super. Deci cred că opening-ul e opening-ul. I guess spoilere, pentru că e opening-ul la un anime. So, da. Yeah, it's just opening-ul. Na bine. Na bun. Just, o ieșit acum surprizele, so, you know, just, DJ. Yeah, just. Trebuie să vorbesc un pic oarecum pe ăsta ca să-mi iau poate numai copyright claim vizual. Dar e just... Ok, dacă e opening-ul probabil o să-l mai vedeți când iese și care e ăsta. Da, e doar OP-ul. Nu-i un proper trailer, which is... Nah, it's fine, but... Again, I don't really care for it. Dacă vreți să-l vedeți complet, o să-l vedeți pe server de Discord, pentru că e linked acolo, right? Bun, so, hai să mergem să vorbim despre cele trei animeuri din thumbnail, ca să nu zici, nu vă dau niciodată așa clickbait încât să nu să merite, right? Întotdeauna dacă dau clickbait, să merită o țâră măcar. Bun, hai să vorbim despre Valprusi și Madoka Magica. Again, are un foarte dubios acest anime, pentru că Madoka Magica Walpurgisnacht Rising e primul din ce asum o să fie două sau trei trailere, și ăsta e de fapt un al patrulea film dintr-o serie, pentru că e continuarea la Madoka Magica The Movie Part 3 Rebellion. So, nume foarte ridicole pentru această fucking serie. For no goddamn reason, că putea la fel de bine să îi zică Madoka Magica The Rebellion și să fie ăsta Walpurgisnacht Rising și aia ar fi fost, știi, să fie, I don't know, fucking 5 filme, I guess. Unde e Rising și unde e Dawn și aia. But avem un trailer, hai să vedem care e faza cu acest anime. Hai să ne luăm un pic de spoilere ca ceva care a văzut primul sezon, să vedem cât de bun e și dacă se merită sau nu. Anata wa kiken to sekinin o hiki ukerareru. Kono yo no noroi to tatakaeru. Apropo, spoilere pentru Madoka Magica, I guess. La animația pare să fie foarte bună, so that m-aș mira dacă ar, nu, ar fi, hai. Wait, o luăm de la zero? Sau ce se întâmplă aici? Că sunt foarte confuz. Sau din cauza la dorința de la finalul serii originale se întâmplă asta. What? Într-un twist, Madoka Magica e de Walpurgisnacht. Walpurgisnacht. Anyway, e un trailer ok. Eu cred că trebuie să mă mut de pe Google Chrome.
Also, așa, bun. Da, again, calitatea la animație nu e una neapărat de dezbătut, că e super bună ăsta. Numai, again, I don't, ca ceva care nu are context pentru că nu au văzut și ăsta, I don't quite get it. Dar pare fain și pare destul de interesant. Just are o idee foarte, foarte mare care vrea să o zică și, na. Anyway. Bun, mergem mai departe cu un da, pentru că nu am de ce să-i dau un nu sau un ori, la următorul film care, again, e just, oh, fucking love me some capitalism, pentru că următorul anime e făcut din bani, nu din nevoie, pentru că e un filler film, ia, yeah, zic bine, un filler film, nu numai un sezon, un film între care e filler, Spy Family Code White. Care iese în 12-22 în 22 decembrie, of course, numai pe de Crăciun și Spy Family, care e mai mult family decât Spy, și ai acțiune și îi Cloverworks și With Studio, care sunt fucking fenomenale, și e un film la care rămâie de văzut dacă o să mă uit sau nu. But are 1 milion de views într-o zi, trailerul ăsta, so you better fucking believe că ăsta o să fie un anime foarte popular în Japonia și că lumea o să meargă la fucking cinema să vadă, so... Jigoku ni ochina, baby! Lol. Nante subashikkoi yatsura nanda. Ugoite nai kedo na. キグにフリジス初の家族旅行にやってきたフォージャー家勝手に動くな迷子になるぞ今日くらいはアーニャさんの夜更かしも多めに見てあげましょうその旅がこのままでは東西戦争の引き金に Oh nu! Nu musmiu! Curusi! Oh nu! Omoră! Ah, e ok, muzica de la oficial Ghedandism. Prea de vreme să ce? Câteodată ăștia ce fac thrillerile, nu știu ce aleg ca și ăsta, I don't get it. あ、やっとじゃ previzibil și de, you know. Și zic asta pentru că, again, este o formulă la ce face Spy Family, este o formulă la ce face Detective Conan când e vorba de filmele astea. E o formulă care e foarte previzibilă. Stuff happens, ahahihi, caracter ajunge într-o poziție unde nu trebuia să fie, ahahihi, și după aia avem, cum îi zice, chestii care se întâmplă, ha ha hi hi. Și de și ultima chestie. Just care lasă impresia că cineva moare, dar nu moare niciodată nimeni. So, you know, whatever. Mergem mai departe la Attack on Titan cu The Final Chapter, Season 4, The Final Chapter Part 4, Part 5, cu ultimul trailer, pentru că urmează să iasă și în sfârșit să terminăm, să nu mai vorbim niciodată despre Attack on Titan. 85 de minute o să fie finalul, noiembrie 4, peste 3-4 zile o să fie, so hai să îi dăm o geană și chiar să nu mai vorbim despre ăsta, hopefully veci, dacă avem noroc, veci, so, yay! これで自由になったって。
じゃどうすれば報われるんだ。消え失せろ悪夢。どうしてこうなるの。死に急げクソバカ野郎。お前たちが捧げた命は他の命を踏み潰すためにあったのか。違う、俺たちが夢見た巨人のいない世界は、スーパーエレン理想の世界だったはずだ。立ち上がれ、ここは絶対に通さねえ。来い、私は強いので、いくらかかってこようと。本当に地獄が好きなんだな、エレン。いいよ、最後までとことん。E ridicol, e fucking ridicol, honestly, tot anime-ul ăsta. Și cu cât te gândești un pic mai mult la el, cu atât mai ridicol devine. Like, de multe ori mă întreb, like, cum nu s-a uitat lumea la el și l-a luat foarte, foarte în serios. I don't know. But yeah, astea au fost, dragilor. E un trailer, again, pe mine am auzit că apar capitole noi, vor să scoată câteva capitole după toată chestia. Again, just ce o să faci cu capitolele alea? Că nu cred că o să poți neapărat să convingi lumea să zică ok, ăsta nu e nou final. Nu poți să te bagi, nu văd cum ar putea să facă asta, cunoscând detalii legate de finalul care e actual la manga. So unless fac setup pentru un Attack on Titan 2 sau, I don't know, Attack on Giants or some shit, nu știu. E straniu, e foarte, foarte straniu ca idee, nu știu unde vor să meargă mai departe, but just, you know, ce știe, poate facem Garen. Attack on Titan, The Next Generation, știi? Sau ceva e genul, Beren, Aren, The Next Attack on Titan, nu știu, just, I don't know, foarte straniu și, yeah, sunt foarte curios de reacția voastră sau o să mă uit la reacțiile voastre când urmează să iasă acest anime și această exact Attack in Titan de data asta, sau I cu 2 de I, că e Attack 2 Titan. Foarte, foarte straniu, dar eu aștept reacțiile voastre. Și astea au fost, dragilor, altele nu, cum ziceam, după anime poate îl facem joi, deci țieți-vă părerile despre sezonul de anime joi și ce alte chestii mai vreți să vorbiți și le vorbim joi după ora de anime, unde o să fie o surpriză, right? E clar că nu facem rosturile listelor voastre, pentru că nu sunteți 25 de subscriber cu Twitch. Și când sunteți 25 de subscriber cu Twitch, atunci o să fie fost atât de aproape, suntem atât de departe. Ne vedem data viitoare, joi, la ora de anime, unde o să fie o surpriză. Și săptămâna viitoare, cum ziceam, luni, serile, miercuri, ora de anime, vineri, probabil să ne jucăm ceva. So, you know, țineți ochii pe asta și dacă intervie ceva, vă anunț, fingers crossed că nu. Astea au fost, dragilor, altele nu. Vă apreciez tare mult că ați fost atât de mulți alături de mie până la final. Ne vedem data viitoare, să aveți o seară faină. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Să aveți o săptămână ușoară în continuare. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime. Pa, pa!